Sâmbătă 24 aprilie, începând cu ora 17, echipele de fotbal din județul Hunedoara, care evoluează în Liga a 3-a, vor fi pe gazon pentru susținerea meciurilor din penultima etapă a campionatului. În seria 9-a, CS Hunedoara, care a scăpat de emoțiile retrogradării, va juca pe teren propriu cu Sănătatea Cluj, altă echipă care nu mai are griji pe final de campionat. În seria 7-a, însă, lucrurile stau altfel. Bună oară, CS Medeva, chiar dacă a ratat posibilitatea de a juca în barajul pentru Liga a doua, își propune un loc pe podium. Un prim pas ar fi câștigarea meciului de pe terenul ultimei clasate, Viitorul Costești, deveni gândindu-se pentru o eventuală promovare în Liga a doua în sezoanele ce urmează. Mai avem două jocuri, 6 puncte. Teoretic putem urca până pe locul 3, 2-ul s-a ratat. Și de sezonul viitor vom face o altă strategie, vom aborda altfel lucrurile, o să punem mare accent pe centrul de copii și juniori, vom promova juniorii la echipa de Liga 4 și ulterior, care sunt mai valoroși, îi vom promova la echipa de Liga 3, în așa fel încât în următorii ani să facem din pepiniera proprie o echipă competitivă la Liga 3, urmând ca dacă lucrurile merg conform planului care îl facem noi, să atacăm promovarea. Dar și acolo treptat să o luăm. În schimb, Jiul Petroșani, tot în seria a 7-a, are un final de campionat mai agitat. Echipa din Vale fiind sub spectrul participării în barajul de evitare a retrogradării. Pentru ca petroșenenii să aibă o ultimă etapă lipsită de griji, au nevoie de o victorie sau de o remiză albă în meciul de acasă cu Hermannstadt 2 Sibiu.